care sunt pregătiți pe sistemul global european. În emisiunile noastre pe care le-am realizat împreună în anul 2001, la sfârșitul anului 2001 și începutul anului 2002, am încercat să prezentăm și telespectatorilor noștri programele Energia și Viva. Da. Dacă mai poți să ne spui ceva nou despre ele față de ce am... Deci, sunt cele două programe foarte inteligente ale Comisiei Europene. Unul, Energia, care se ocupă de cooperarea transeuropeană, deci ceea ce am discutat noi până acum sunt sub umbrela Energia, care este o umbrelă extrem de largă și care interferează multe programe și la sfârșitul acestui an va fi o mare conferință la Bruxelles care va reuni toate ideile care s-au colectat din toată Europa timp de 2 ani de zile, deci va fi o chestie extraordinară, iar această reuniune, vreau să vă spun, va fi imediat după reuniunea de aprobare de la Copenhaga, astfel încât deja, în momentul când ai și aprobarea, ai și proiectele, te poți apuca de lucru. Dincolo, la Viva, este o chestiune mai tehnică, deci e vorba de întreprinderi virtuale pe internet, extrem de elaborate și de inteligente, care vor soluționa problemele IMM-urilor, a întreprinderilor și ne vor face viața mai comodă, nouă ca business, ca oameni de afaceri, viața noastră va fi mai comodă, mai relaxată și nu vom mai depinde de un birou. Deci nu o să mai mergem la servici, că nu mai are rost. Deci avem laptopul cu noi și avem toate informațiile și toate conexiunile realizate cu toți partenerii. Laptopul deja e prea mare, e 3 kg. Și el e mare, da. Nu, deci va fi ceva mult mai simplu cu care vei putea să conduci online o întreprindere. Să fii tot timpul în focul acțiunii, dar relaxat de data asta, da, deci da, nu să ai presiunile care când te duci la servici, te gândești, nu, eu mă duc la servici. Da, eu îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai fost în această seară aici. Îmi dai voie să dezvălui atunci, în 28-29 iunie, acel colocviu internațional de textile, care va fi prezentat și pe postul nostru de televiziune. Deci și invită toate firmele de textile, creatorii de art, de modă, toți cei care fabrică materiale, ciorapi, deci tot ce ține de industria ușoară a îmbrăcămintei și a textilelor, invit să mă contacteze, pentru că nu este o listă închisă. Există o listă tentativă de cine vor fi cei care sigur vor participa, deci dintre firmele consacrate și care au renume european, dar sunt invitați toți, indiferent, poate să fie cea mai mică, să zic, croitorie sau o designeră de mare care dorește să se lanseze. Deci e deschis, acțiunea e deschisă, nu e închisă. Vom mai reveni, eu îți mulțumesc foarte mult, la revedere și ne vom întâlni curând, cum spune și cântecul. Mulțumesc! În final, stimațele spectatori, dați-mi voie să vă mai rețin doar un singur minut cu sumarul informației de Cluj numărul 22 din 40 iunie. Pentru cei care mâine se gândesc să-și cumpere informația de Cluj, după cum știți, informația de Cluj este și cel mai ieftin ghid TV. Să vedem ce veți vedea mâine. Pe lângă informațiile pe care de fiecare dată vi le oferă, în fiecare săptămână, piața imobiliară, anunțuri de vânzări apartamente, vânzări și cumpărări, programele TV, dobânzile băncilor, cursul valutar, adresele celor mai importante bănci clujene, noutăți economice. Deci, pe lângă aceste informații pe care le primiți săptămânal de la ei, în numărul de mâine, dumneavoastră veți avea și un program complet al Festivalului Internațional de Film Transilvania. Veți afla că sunt 20 de locuri gratuite în tabără pentru copii șomerilor clujeni, facilitățile s-au dus pe apa sâmbetei, TVA-ul este tot de 19%, examenul de capacitate începe în 17 iunie și majorările, majorări, nu mai este o lună să înceapă fără majorări, la tarife, la servicii poștale, din păcate am auzit că și cu benzina este un dezastru. Concursuri premiate cu bilete la teatru, cinema, ștran și discotecă, bursa locurilor de muncă, farmaciile de gardă, 8 pagini pentru toți oamenii.